Consiliului Local. Permiteți-mă în ședința de constituire să dau citire ordinului prefectului județului Bacău privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a Consiliului Local de județul Bacău. Prefectul județului Bacău, Ioan Ghica, având în vedere prevederile articolului 30, articolul 35, articolul 54, 57, articolul 59 și articolul 60 de legea 215/2001, prevederile articolului 2, articolul 6, articolul 6 indice 1, articolul 7, articolul 14 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile articolului 1, articolul 9, articolul 11, articolul 13 și articolul 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale, aprobat prin ordonanța Guvernului numărul 35/2002, dispozițiile articolului 6, aliniatul 2, litera B din hotărârea Guvernului numărul 460/2006, în temeiul articolului 26 din legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, emit următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a Consiliului Locale conform anexei la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire va fi desemnat prin delegație scrisă. Articolul 3. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Punctul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali, ale căror mandate au fost validate. Punctul 4. Alegerea președintelui de ședință. Punctul 5. Prezentarea validării alegerii primarului. Punctul 6. Depunerea jurământului de către primar. Punctul 7. Alegerea viceprimarului. Punctul 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Ordinul are numărul 146 din 21 iunie 2016. Întrucât înțeleg că președintele Biroului de Circumscripție Electorală nu este prezent, permiteți-mi să dau citire procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului. Din circumscripția electorală numărul 23, Comuna Căiuți. Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripție electorală, 4.324. Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente, 4.257. Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe liste electorale complementare, 3. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, 58. Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială, 6. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripție electorală, 2601. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente, 2536. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale, 1. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare, 58. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne în cazul cărora s-a folosit urna specială, 6. Numărul total al voturilor valabile exprimate, 2412. Numărul total al voturilor nule, 189. Numărul buletinelor de vot primite, 4800. Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, 2199. Numărul total al voturilor valabile exprimate, obținute de fiecare listă de candidați și de fiecare candidat independent. Partidul Național Liberal, 300 de voturi. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 306 voturi. Partidul Social Democrat, 1025 de voturi. Partidul Mișcarea Populară, 544 de voturi. Partidul Național Democrat, 121 de voturi. Partidul România Mare, 65 de voturi. Partidul Social Românesc, 51 de voturi. Bun. La rezultate la final, la distribuirea mandatelor. Aici este stabilirea numărului de mandate ce revin fiecare liste de candidați, precum și candidaților independenți aleși. În prima etapă, Partidul Social Democrat 6 mandate, Partidul Mișcarea Populară 3 mandate, Partidul Alianța Liberalilor 2 mandate, Partidul Național Liberal 1 mandat, Partidul Național Democrat 0. Repartizarea mandatelor în prima etapă.
Da, la redistribuire. Partidul Național Liberal un mandat, Partidul Național Democrat un mandat, Partidul Social Democrat un mandat. Partidul Mișcarea Populară și Alianța Liberalilor, 0 mandate. Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate. Orândaru Gabriel, Partidul Social Democrat. Florea Constantin, Partidul Social Democrat. Oprea Costel, Partidul Social Democrat. Ciubotaru Codruț, Partidul Social Democrat. Jorz Neculai, Partidul Social Democrat. Gavrilă Viorel, Partidul Social Democrat. Gabăr Ionel, Partidul Social Democrat. Durlan Iulian, Partidul Mișcarea Populară. Matei Ioan, Partidul Mișcarea Populară. Roșcan Ion, Partidul Mișcarea Populară. Matei Laurențiu, Partidul Național Liberal. Sârbu Neculai, Partidul Național Liberal. Oproiu Constantin, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Haradac Vasile, Partidul Hadarac, Vasile, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Și Mărcuț Ion, Partidul Național Democrat. În acest moment, îl invit pe cel mai în vârstă dintre consilieri, care este domnul Hadarac Vasile, care va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri, să preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenții din acolo? Puteți veni. Vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-o faceți de a conduce lucrările de constituire a Consiliului Local din Comuna Căiuți. Am văzut că pe lângă cel mai în vârstă, respectiv subsemnatul, sunt flancat de doi tineri consilieri, domnul Ciubotaru Codruț și domnul Gabăr Ionel. Și doresc să mă asiste în conducerea lucrărilor, în caz că mai șchiopătesc, dumneavoastră să mă îndrepte pe tăcașul cel bun. Aș dori să vă anunț că, datorită importanței acestui moment, la ședința noastră au fost invitați reprezentantul Consiliului Județean, nu? Reprezentantul instituției prefecturii. A venit domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Domnul vicepreședinte, deci Gheorghiță, de la Consiliul Județean, de asta spuneam că a fost... E proaspăt alegerea de aia. Da. Așa. Da. Șef ai unor instituții de pe rata comunei, reprezentanți ai altor instituții publice, angajați din aparatul propriu al primăriei, precum și cetățenii interesați. Vă consult pe dumneavoastră, domnilor consilieri, numai dumneavoastră aveți voie să votați, dacă sunteți de acord cu participarea invitaților sus menționați. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Din numărul total de 15 consilieri aleși, sunt prezenți toți 15. Situație în care ședința noastră este legal constituită și își poate desfășura activitatea. Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă propun o mică pauză de câteva minute pentru constituirea grupurilor de consilieri. Vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legii 215, ale legii 393 pe 2004, privind statutul aleșilor locali, articolul 24 alineatul 1, 2, 3, consilierii se pot constitui în grupuri în funcție de partidele pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de minim 3.
Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 1 pot constitui un grup prin asocieri. Grupul de consilieri este condus de un lider de grup decis prin votul deschis al majorității grupului. Doamnelor și domnilor, pauza respectivă despre care v-am amintit pentru constituirea grupurilor. Dacă nu sunt constituite deja. Dacă sunt constituite, în 2-3 minute putem relua. Dacă nu sunt, avem maxim 5 minute pentru ca să hotărâți lucrul acesta. Și la revenire vă voi întreba liderul grupului și din ce partide a fost format grupul și toate acestea. Deci aveți timp de... Liderii din grup se informeze ședința asupra numărului de consilieri aparținând grupului, asupra partidului sau alianței care s-a constituit, de asemenea, numele și prenumele liderului de grup. Poftiți. Grup PSD plus ALDE din nou consilier. Grup PSD plus ALDE din nou consilier. Liderul de grup? Florea. Florea Constantin. Celălalt grup? Da. Da, da. PMP plus PNL plus PND. PND. Da. Număr de membri? 7. Lider de grup, domnul? Roșca. Roșca, nu, am înțeles. E 9 cu 7, 6. Pe știu. Da. Păi nu, dar de ce 3? 9 cu 6. 6. 6. 6. 6. 6. Da. 6. Domnilor, vă rog să-mi permite să propun următorul proiect al ordinii de zi. Așa după cum am mai fost anunțați, primul punct la ordinea de zi este alegerea comisiei de validare. Dacă mai aveți încă de discutat, cereți pauză. Mai e nevoie de pauză? Nu. No. Nu. Atunci? Întreagă o ordine. Da, da, da. Deci, vă rog să-mi permiteți să vă propun următorul proiect de ordine de zi. Punctul 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatului consilierilor locali declarați aleși la alegerile din 5 iulie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primarul localității. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Problemele propuse, fiind în conformitate cu prevederile legale, în consecință, vă cer votul dumneavoastră. Cine este pentru ordinea de zi propusă? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la primul punct din ordinea de zi, și anume alegerea comisiei de validare. Potrivit articolul 31 alinea 2 din legea 2015/2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, consiliile locale aleg prin votul deschis dintre membrilor pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare compusă din 3-5 membri. Alegerea membrilor comisiei se face în mod individual, prin votul deschis al majorității consilierilor, potrivit articolului 4 din Ordonanța de Guvern 35/2002, respectiv Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale. Comisia de validare, deci ținând cont de numărul consiliilor, v-aș propune ca în comisia de validare să alegem un număr de 3
membri. Supun la vot numărul de 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Dat fiind numărul de 3 consilieri locali ca membri ai comisiei, rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor în comisia de validare. Vă rog un pic de răbdare ca să vă citesc anumite prevederi legale, pentru că majoritatea sunt noi, nu cunosc treburile acestea și atunci să știm de ce procedăm așa. În conformitate cu prevederile articolului 4, aliniat 2, din Ordonanța de Guvern 35/2002, numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză. Drept urmare, grupul PSD alt, având 9 membri, va avea dreptul la 2 membri în comisia de validare. Grupul PNP, PNL, PND, cu 6 membri, va avea dreptul la un singur membru în comisia de validare. În aceste condiții, vă rog să faceți propuneri pentru... Din partea PSD Pusaje, Codruț și Oprea. Îmi dați voie, pentru că aici, eu știu, trebuie să se pun la vot individual. Individual. Nu am vrut. Nu am vrut. Deci, a fost propus din partea grupului PSD ALDE, domnul Ciubotaru Codruț. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, în unanimitate de voturi, domnul Ciubotaru Codruț a fost ales membru al Comisiei de Validare. A fost propus în continuare... Oprea Constantin. Domnul Oprea Constantin. Supun spre aprobarea noastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Și domnul Oprea Constantin a fost ales în Comisia de Validare. Din partea grupului PMP, PNL, PND, vă rog propune. Propune pe domnul Mărcuț Ioan. Pe domnul? Mărcuț Ioan. Mărcuț Ioan. Supunem la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, în unanimitate și domnul Mărcuț Ioan a fost ales în Comisia de Validare. Doamnelor și domnilor, urmarea a exprimării votului dumneavoastră, Consiliul Local nou ales a aprobat prima sa hotărâre din acest mandat și anume hotărârea prin care s-a ales Comisia de Validare. Vă mulțumesc! Pentru a intra în atribuții această comisie, dispun o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinat de către comisie fiecare din dosarele alegerii noastre în funcția de consilier. Ca atare, rog comisia, nu v-am mai citit, dar în comisie sunt și vechi consilieri, comisia își alege un președinte și un secretar. Studiază toate dosarele consilierilor declarați aleși și propune validarea sau, Doamne ferește, invalidarea unui adevăr. Dau cuvântul domnului Ciubotaru Codruț, președintele Comisiei de Validare, pentru a prezenta rezultatul verificării legalității alegerii noastre în funcție de consilier. Vă aduc la cunoștință că după ce va citi întreaga listă, voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, cu precizarea că numai consilierii votează, iar cel supus spre validare nu va vota. Deci trebuie să fim atenți la treaba asta. Astăzi, 25 iunie 2016, Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Local al Comunei Căiuți, în ședința de constituire, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din
31 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215-2001, republicată, legalitatea alegerilor consilierilor locali. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor, și anume Ciubotaru Codruț, PSD, Durlan Iulian, PMP, Florea Constantin, PSD, Gabăr Ionel, PSD, Gavrilă Viorel, PSD, Gologan Gheorghiță, PSD, Hadarac Vasile, ALDE, Matei Ioan, PMP, Matei Laurențiu, PNL, Mărcuț Ioan, PND, Oprea Costel, PSD, Oproiu Constantin, ALDE, Roșcan Ion, PMP, Sârbu Neculai, PNL, Zorz Neculai, PSD. Vă mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot validarea domnului consilier Ciubotaru Codruț. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Una minimitate, s-a hotărât cu majoritatea și deci nu mai supunem încă o dată la vot. Domnul Ciubotaru, poți? Cum se trece, doamna secretară, da. Procesul de vot, doi au lipsit din sală. Da. Domnul Ciubotaru Codruț a fost validat. Supunem la vot validarea domnului consilier Durlan Iulian. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc. Cu numărul maxim de voturi posibil și domnul Durlan Iulian a fost validat. În continuare, supunem spre validare mandatul domnului Florea Constantin. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Mulțumesc. Și domnul Florea Constantin a fost validat. Supun la vot validarea domnului Gabăr Ionel. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri, nefiind nici abțineri, nici votul împotrivă, și domnul Gabăr Ionel a fost validat. Supun la vot mandatul domnului Gabriel Ionel. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Și domnul Gabriel Fiorel a fost validat. Supun la vot mandatul domnului Gologan Gheorghiță. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Și domnul Gologan Gheorghiță a fost validat. Supun la vot mandatul domnului Hadarac Vasile. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Dacă n-ați ridicat mâna, v-ați abținut. Cel propus spre validare nu votează. Am citit chiar asta. Da. Și domnul Hadarac a fost validat. Vă observați. Supun la vot validarea domnului Matei Ioan. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Și domnul Matei Ioan a fost validat. Supun la vot validarea mandatului domnului Matei Laurențiu. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Vă mulțumesc. Și domnul Matei a fost validat.
Să pun la vot mandatul domnului Mărcuț Ioan. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri, ne spun, nu mai votez pentru și domnul Mărcuț a fost validat. Să pun la vot mandatul domnului Oprea Costelu. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri, și domnul Oprea Costel a fost validat. Să pun la vot mandatul domnului Oproiu Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Și domnul Coproiu a fost validat. Să pun la vot mandatul domnului Roșcan Ion. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și domnul Roșcan Ion a fost validat. Să pun la vot mandatul domnului Sârbu Neculai. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Și domnul Sârbu Neclai a fost validat. Să pun la vot mandatul domnului Zorz Neculai. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Și domnul Zorz Neculai a fost validat. Fiind validate mandatele tuturor celor 15 consilieri, Consiliul Local este legal constituit și s-a adoptat astfel cea de-a doua hotărâre a sa. Intrăm în punctul 3 al ordinei de zi, și anume depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Notă. Consilierii a căror validare a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și 34 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, coroborat cu articolul 8 din ordonanța de guvern 35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local. Procedura este următoare. Doamna secretar va da citire jurământului, după care consilierii validați, în ordine alfabetică, așa cum ați fost validați, vă veți prezenta în fața mesei în care, pe care se găsește Constituția României și Biblia, cu mâna stângă pe Constituție și sperând că toți suntem credincioși și pe Biblie, dacă cumva credeți că din cei 15 este un consilier care nu dorește să depună jurământul cu formula religioasă, trebuie să anunțe lucrul acesta, pentru că doamna secretar va citi jurământul cu formula religioasă. Dacă cineva nu dorește, trebuie să anunțe de la început. Deci, vă spuneam, cu mâna stângă pe Constituție și Biblie, consilierii vor spune doar jur, după care vor semna jurământul în două exemplare, un exemplar urmând a se înmâna consilierului respectiv, iar un exemplar rămânând la dosarul de validare. Da. Ar trebui, domnul președinte, în circunscripție electorală 23. O să le distribui eu, dacă nu. Sunt dacă le avem. Perfect. O să le dăm un preț. Deci, odată cu jurământul pe care îl veți primi, veți primi și certificatul de consilier ales, lucru care trebuia să-l facă președintele Șova în circunscripție electorală. Nefiind aici, veți primi din partea noastră lucrurile acestea. Jur să respect Constituția și legile țării. Vă rugăm
Vă rugăm, dacă se poate, puțină liniște. Este un moment solemn. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuți. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da. Vă rog, luați loc, vă rog, și în ordinea în care a fost domnul Ciubotaru Modruț. Poftiți să terminați. Jur. Domnul Durlan Iulian. Jur. Domnul Florea Constantin. Jur. Domnul Gabăr Ionel. Jur. Domnul Gavrilă Viorel. Jur. Domnul Borogan Gheorghiță. Adărat Vasile. Jur. Emoțiile. Domnul Matei Jur. Ioan. Domnul Matei Laurențiu. Jur. Domnul Mărtuț Ioan. Jur. Domnul Oprea Costel. Jur. Domnul Ofroiu Constantin. Jur. Domnul Roșcan Ion. Jur. Domnul Sârbu Neculai. Jur. Și domnul Zorz Neculai. Domnilor și domnilor, declar
domnilor, declar Consiliul Local legal constituit și în acest sens vă rog să adoptăm hotărârea numărul 3 a Consiliului Local. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? După cum se vede, cu unanimitate de voturi, Consiliul Local a fost constituit. În calitate de președinte de vârstă, deci cel mai dinainte născut, caut să aduc mulțumiri electoratului din Căiuț pentru alegerea care a făcut-o, să urez consilierilor aleși multă sănătate și succes în activitatea pe care o va desfășura în cei 4 ani de mandat spre binele comunei din care face parte. Urmează următorul punct al ordinii de zi și anume alegerea președintelui de ședință. În conformitate cu articolul 35, alineat 1 din legea 215 din 2001, Consiliul Local alege cu majoritatea consilierilor în funcție un președinte de ședință pe o perioadă de maxim 3 luni. Sunt cazuri când s-au ales pe 2 luni, dar eu zic că cel mai bine e să alegem pe 3 luni. În atare situații, rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință care va conduce în continuare ședința. Întrucât respectați dumneavoastră, sunteți decanul de vârstă, vă propun pe domnul pe dumneavoastră, domnul Vădărat. Da, adică nu m-a lăsat pe domnul ca să propuneți. Domnul Florea Constantin a propus ca în continuare să ducă această muncă. Supun la vot. Dacă dumneavoastră sunteți cu propunerea, de acord cu propunerea făcută, încep să mă spun și eu ce am propus. Supunem la vot. Dacă mai sunt și alte propuneri, da. Nu mai sunt? Atunci supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prin urmare, va trebui să continuăm lucrările. În calitate de președinte de ședință, acum, nu de președinte de vârstă, vom continua cu punctul 4 din ordinea de zi, și anume alegerea, prezentarea, validării alegerii primare. Rog pe domnul reprezentant al instituției prefectului Bacău să ne prezinte încheierea pronunțată în dosarul judecătorii Ionești, prin care s-a validat alegerea domnului Orândaru Gabriel în funcția de primar al comunei Căiuți. Mulțumesc, domnul președinte. Dau citire sentinței civile numărul 1673/C, pronunțată în ședința din data de 24.06.2016. În dosarul judecătoriei Ionești numărul 3417/270/2016. Instanța, apreciind că sunt îndeplinite condițiile articolului 58 alineat 1 din legea administrației publice locale, va dispune validarea alegerii candidatului Orândaru Gabriel în funcția de primar al comunei Căiuți. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, admite propunerea Biroului Electoral de circumscripție numărul 23 al comunei Căiuți, județul Bacău, validează alegerea domnului Orândaru Gabriel în funcția de primar al comunei Căiuți, județul Bacău, definitivă dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședință publică azi 24.06.2016. Felicităm pe domnul Orândaru Gabriel cu ocazia validării alegerii sale în funcția de primar al localității și îi dorim succes în exercitarea mandatului, în exercitarea mandatului încredințat de alegător. Urmează depunerea jurământului de către domnul primar. Aici modalitatea este că domnul primar va citi jurământul, va trebui să ne sculăm în picioare și... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur! Felicităm încă o dată pe domnul Rândaru cu ocazia validării în funcția de primar. Și invităm pe domnul să-i înmâneze eșarfa, simbolul puterii absolute la nivelul comun. Mulțumesc foarte frumos, în primul rând, la toți cetățenii din Comuna Căiuț și, nu în ultimul rând, dumneavoastră. Sper să găsesc sprijinul colegilor din Consiliu ca să putem să mulțumim cetățenii pentru mandatul pe care ni l-au acordat, atât colegilor mei, cât și celor din cealaltă grupare, din opoziție, cum spun unii. Și să dea bunul Dumnezeu să facem ceva pentru Căiuț ca să fie un pic mai bine. Da. Deci, mulțumim domnului Ciubotaru Codru și domnului Gabăr Iulian pentru... Nu, lăsați-o. Trecem la punctul următor din ordinea de zi și anume alegerea viceprimarului. În conformitate cu prevederile articolului 57, alineatul 3 din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, una din atribuțiile Consiliului Local este și aceea de alegere a viceprimarului. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia însă de indemnizația aferentă, conform articolului 57, alineat 7 din legea 215/2001. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11 din Ordonanța de Guvern 35/2002, respectiv regulamentul cadru de, organizare și funcționare a Consiliilor Locale. Propunerile dumneavoastră pe care le veți face pentru viceprimar vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în patrulaterul în care este scris numele viceprimarului pe care îl dorește să aleagă. Era și procedura de barare cu o linie orizontală, dar deocamdată s-a ales aceasta cu înscrierea cuvântului da. Prevederea legală prevede scrierea cuvântului da. Doar da. În situații în care o persoană nu poate să scrie sau are alte deficiențe, doar atunci să găsesc alte modalități de vot care să aprobă toți consilierii. Da. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarului, se face de către oricare din consilieri sau din grupurile de consilieri. Aceasta ne spune articolul 11 din alinea 2 din Ordonanța de Guvern 35/2002. Va fi declarat viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi, deci majoritatea. Dacă cumva se ajunge la balotaj, se repetă votul. Aceasta este modalitatea... Doar cu primii doi candidați. Doar cu primii doi candidați. Cu primii doi, da. Cu primii doi candidați. Acum, din grupurile de consilieri, dorim propuneri pentru funcția de viceprimar. Propun la funcția de viceprimar PSD-ALDE pe domnul Dorea Constantin. Pe domnul Oprea Costel l-a propus din grupul PSD-ALDE pentru funcția de viceprimar pe domnul Florea Constantin.
Da, mai sunt și alte propuneri din grupul PNP, PNL, PND. Grupul PNL, PND, PNL nu are propuneri. Nu are propuneri. Mulțumesc. Atunci... Aceasta fiind hotărârea grupurilor, pe buletinul de vot se va înscrie doar numele domnului Florea Constantin, după care va trebui să vedem pe cine alege. Da. Aleargă unul și câștigă al doilea. Câte voturi? Câte voturi? Câte voturi, da. Câte voturi, da. Deci... Dar vă lăsiți să nu votează. Da? Da? E vot secret. Da. Deci, o mică pauză pentru înscrierea pe buletinul de vot a numelui domnului propus, Florea Constantin. Poftiți? Să vedem nou Consiliul ce fonduri va aloca în acest sens. Încă n-au venit toți consilieri.
Eu. Sunt toți 15? Da. Consilieri? Vă rugăm, trecem pe la masă, luăm câte un buletin de vot. În biroul urbanist este amenajată secția de votare, deci acolo veți înscrie cu același pix pe care îl primiți de aici, nu folosiți altul, vă rog. Deci pixul pe care îl primim de aici, cu dânsul vom scrie cuvântul da, în dreptul candidatului pe care ne-l dorim ales viceprimar. După care, acolo veți împături buletinul de vot, deci veți ieși din birou cu buletinul împăturit, veți veni și veți introduce buletinul în urna de vot. Și veți preda pixul. Și veți da pixul următorul. Vă rog, în ordinea în care... Haideți să numărăm buletinele de vot prima dată. Să vedem câte sunt. Buletinele de vot au stabilit la primărie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 buletine. Ștampilate cu ștampila primăriei. Domnul Ciuvotaru Codruț. Un buletin de vot, vă rog în mânație și cu pixul. Domnul Durlan Iulian, pixul și buletinul de vot. Domnul Florea Constantin. Domnul Gabără Ionel. Nu intră? Nu ți vrea? Ești la mare iubiție. Domnul Gavrilă Viorel. Gologan Gheorghiță. Thank you.
Matei Ioan. Domnul Matei Laurențiu. Domnul Mărfuț Ioan. Domnul Oprea Costel. Operațiunea de votare fiind încheiată, invit liderii de grup să propună câte un reprezentant pentru care să asiste la numărătoarea voturilor. Vă rog, domnul Roșca. Deci, nu trebuie din condiția de validare, puteți fișa, dar care să asiste la numărătoare, nu neapărat. Din partea grupului nostru, Matei Ioan. Domnul Matei Ioan. Din partea grupului PSD ALDE? Tot, ciubotarul. Ciubotarul. Este comisie.
Privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Propun ca în localitatea noastră comisiile pe domenii de activitate să fie în număr de 3, și acestea să cuprindă următoarele domenii de activitate. Avem? Da, da, dar avem aici. Deci, având în vedere, da, Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului și Urbanism. Comisia 2, Comisia Juridică și de Disciplină, Protecția Mediului. Comisia 3, Comisia pentru Activități Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie, Muncă și Protecție Socială, Protecție Copii, Tineret și Sport. Atât. De acum, propunem din partea grupului. Poveți? Da. Deci, vă consult dacă sunteți, dacă sunt observații cu privire la numărul, denumirea și la repartizarea
constituite comisii. Dacă sunteți de acord cu numărul de 3 comisii, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni? Dacă se abține cineva, deci a fost aprobat numărul de 3 comisii. Dacă sunteți de acord cu domeniile de specialitate care au fost citite, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Și acum urmează componența comisiei. Pentru componență, fiecare grup de consilieri va propune. Dat fiind numărul de 9, respectiv 6, aceasta înseamnă comisia PSD ALDE, adică grupul de consilieri PSD ALDE va avea câte 3 consilieri în fiecare comisie, iar grupul PMP, PNL, PND va avea câte 2 consilieri în fiecare comisie. Pentru că regulamentul și legea 215 ne spune că repartizarea pe consilii se face în așa fel încât să fie un partid să aibă în fiecare comisie. Vă rugăm propunere. La Comisia Economică, domnul Dorman și domnul Matei. La Juridică, eu, Șoșcan Ion și Laurențiu Matei. Și la Cultură, domnul Sârbu și domnul Mărcuț. Deci la Comisia Economică, domnul Durlan și Matei, domnul Matei Ioan sau Laurențiu? Ioan. Da. La Juridică. Roșcan Ion și Matei Laurențiu. La Cultură, Învățământ, Sport, Turism și așa Sârbu mai departe. Sârbu Neculai. Neculai și Mărcuț Ioan. Și? Ioan. Mărcuț. Ioan. Da. Am obținut propunerea din partea grupului PNP, PNL, PND, din partea PSD ALDE, Comisia Economică. Domnul Oprea Costel. Oprea Costel. Florea Constantin. Florea Constantin. Și Ocroiu Costel. Ocroiu Costel. Comisia Juridică. Ciubotaru Codruț. Ciubotaru Codruț. Gabăr Ionel. Gabăr Ionel. Și Zorț Neculai. Zorț Neculai. Comisia Cultură, Învățământ. Cei care mai mă uitam după mine. Nu vedeam. Nu scuzați. Mă uitam după dumneavoastră. Puteți, dacă vreți, termenul schimba aici, la să vă punem pe locul de jos, pe Domnul Juridic sau în... Poftim? Mă vreți la Juridic sau în... Bă, da, cum să nu. Nu-i problemă. În locul cui? În locul Jos. În locul lui Jos. Da, da. Deci, eu... Dacă nu sunt bun, nu mă arătam. Nu. Mă uitam pe sală, zic că... La cultură, învățământ, sănătate, cei care au mai rămas. Da. Domnul Zorș Neculai, domnul Bologan Gheorghiță și domnul Gabrielă Gheorghiță. Corect? Deci, încă o dată, dau citire componenței fiecărei comisii. Deci, Comisia Economică. Domnul Durlan Iulian, Matei Ioan, Oprea Costel, Florea Constantin și Oproiu Costel. Comisia Juridică. Roșcan Ion, Matei Laurențiu, Ciubotaru Codruț, Hadrat Vasile și G.I. Gabără Ionel. La cultură, învățământ, sănătate, sport, turism, domnul Sârbu Neculai, domnul Mărcuț Ion, Zorz Neculai, Gologan Gheorghiță și domnul Viorel Gabriel.
Dacă sunteți de acord, supun la vot componența fiecărei comisii. Deci, cu Comisia Economică. Sunteți de acord? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Comisia Juridică. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Comisia Cultură, Învățământ, Sănătate, Sport, Turism și toate celelalte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Și cu acestea s-a adoptat și hotărârea numărul 6 a Consiliului nostru local. Alegerea președinților și a secretarilor fiecărei comisii se va face într-o ședință ulterioară în care se va prezenta din Ordonanța 35/2002, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale, care sunt atribuțiile președintelui de comisie, a secretarului de comisie și tot ceea ce avem noi de lucrat în cadrul activității din Consiliul Local. Eu, cu aceasta, dau cuvântul reprezentantului instituției prefectului județului Bacău. Este reprezentantul și, reprezentant al Consiliului Județean, dacă vicepreședinte al Consiliului Județean dorește să exprime și din al lui câteva cuvinte în încheierea ședinței noastre. Poate drumul. Bună ziua, vă mulțumesc mult. Vă rog să-mi permiteți să-l felicit pe domnul primar pentru noua funcție. Felicit și Consiliul Local pentru atitudinea și modul în care ați reușit să desfășurați această ședință. Aici dați dovadă de respect față de alegătorii dumneavoastră. Fiecare dintre dumneavoastră aveți în spate niște voturi, niște oameni care și-au pus încrederea în dumneavoastră. Și astăzi, sincer, am rămas plăcut, surprins de modul în care și domnul președinte a prezentat ședința. La un moment dat mă gândeam dacă lucrează la instituția prefectului, deci știe atât de bine fiecare pas și respectă cu strictețe legea. Ce să vă doresc eu? Putere de muncă. Știu că la Căiuf sunt multe proiecte în colaborare cu Consiliul Județean și eu personal voi încerca împreună cu domnul primar să ducem la bun sfârșit proiectele care au rămas din mandatul domnului primar Durlan. Eu vă rog să-mi permiteți să-i spun tot așa, pentru că dânsul rămâne cu această titulatură pentru mine. Eu, când am candidat la primărie la Bărgărești, l-am găsit pe dânsul cu experiență în administrație și eu în continuare o să mă adresez cu această denumire domnul primar. Sigur, a lăsat multe proiecte importante, multe proiecte bune pentru Căiuț și am să rog pe domnul primar să le ducă mai departe până la finalizarea proiectelor, pentru că până la urmă lupta politică s-a terminat și fiecare dintre noi facem administrație, chiar dacă am ajuns pe pozițiile noastre printr-o conjunctură politică de astăzi înainte și prin votul dat de dumneavoastră, prin maturitatea dumneavoastră de a alege viceprimarul, care pe mine la un moment dat mă bucura, dar îl și compătimeam pentru încrederea pe care i-ați acordat-o, puteți să-l trageți de mânecă și eu sigur o să vină cu mânecă lungă să-l trageți, să-și facă treaba. Atâta timp cât îți dă omul putere mai mare, ai responsabilitate mai puternică. Felicit încă o dată pe domnul primar. Vă felicit pe dumneavoastră, domnilor consilier local, îl felicit pe domnul viceprimar și pe dumneavoastră fiecare în parte pentru alegerile pe care le-ați făcut. Mult succes, putere de muncă și o vară mai răcoroasă! Permiteți-mă în numele instituției prefectului județului Bacău și a domnului prefect Ioan Ghica să vă mulțumesc pentru alegerea care ați făcut-o în această comună
Sunt convins că domnul primar, așa cum de altfel a și afirmat, va fi primarul și a celor care l-au ales și a celor care nu l-au ales, pentru că sunt într-adevăr proiecte care trebuie duse mai departe, sunt convins că vor fi și proiecte noi. Dumneavoastră, cetățenii comunei, va trebui să-l și sprijiniți, va trebui să-i și cereți proiecte, iar angajații din cadrul aparatului primăriei le transmitem rugămintea de a sprijini pe noul primar al comunei. În asemenea măsură, dumneavoastră care ați fost declarați astăzi ca și consilier local legal constituit și care sunteți consilieri locali validați, o să vă rugăm să dați numai hotărâri bune pentru locuitorii comunei, pentru ca instituția prefectului să nu fie niciodată pusă în situația să vă întoarcă vreo dispoziție sau dumneavoastră, domnilor consilieri, vreo hotărâre. Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă urez succes în nou mandat, fiecărui consilier în parte, domnului primar, domnului viceprimar, și să trecem la treabă. Mulțumim. Mulțumim pentru cuvintele adresate. Da, mulțumim frumos invitațiilor pentru prezența deosebită cu care ne-au onorat astăzi și efortul care l-au făcut. Ce să vă spun? Ținând cont de o relație mai veche cu domnul vicepreședinte, ne cunoaștem de ceva ani, ani buni, sper să mă ajute și să fim lângă mine, că avem nevoie de sprijinul de la Consiliul Județean pentru a aduce mai departe proiectele care sunt într-adevăr începute și a da curs la cât de multe altele noi. Cât de multe. Cât putem. Pentru asta avem nevoie și de ajutorul colegilor și, în primul rând, de ajutorul Consiliului ca să încheiem, măcar pentru o perioadă de 2, 3, 4 ani, lupta politică, să ne apucăm de treaba administrativă. Oamenii, până la urmă, de asta ne-au trimis aici, să facem administrație. Politica, cu voturile care s-au dat astăzi, probabil, na, o să rămână pe planul 2. Planul 1 este, pentru mine, cel puțin, administrația, să se vadă ceva pentru locuitorii din Cărinți. Vă mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc. Mulțumesc domnilor pentru participare. Dacă sunt totuși probleme pe care vreți, care v-ați dinază să le ridicați, vă ascultăm, după care voi declara închisă lucrările de ședință. Dacă sunt probleme deosebite, ridicate. Nefiind, declar închise lucrările de ședință. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Mulțumim frumos!